cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește mult. Bună ziua, oameni buni, ne cerem scuze pentru întârziere, dar să știți că, în general, oamenii care vin din deplasare au găsesc tot felul de motive să nu ajungă la timp la emisiune, în primul rând, probabil, traficul. Eu o să spun că domnul George Lazar, președintele PNL și secretar sau subsecretar de stat la energie, este la fel de scump la vedere ca și energia. Dar am înțeles că vine acum și ajunge, o să ia și dânsul loc în platou, cineva o să-l ajute să-și pună toate chestiile care țin de o transmisie corectă a sunetului spre dumneavoastră. O să-i deschidă cineva și la valiera. Suntem în momentul acesta în platou, eu și cu domnul primar Andrei Carabelea. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și salut pe toți urmăritorii dumneavoastră. Pe cei care sunt, că lumea a stat și a așteptat, acum să vedem câți mai rămân. S-a pornit. Bună dimineața, domnul George Lazar. Bună dimineața, domnul Bălănescu. Bună dimineața, domnul Am spus că sunteți la fel de scump ca și energia. La vedere, la vedere. Mulțumesc frumos. Și la propriu și la figurat. Asta nu știu, asta o să vedem. Energia s-a ieșit acum, domnul Bălănescu. Da. Față de perioada care a avut boom-ul ăla de creștere, acum s-a ieșit. Da, eu am auzit niște vești interesante, dar nu vreau să le discut. Să facem o emisiune specială cum că ar dispărea subvențiile astea sau, mă rog, ajutorul la energie. Ce decide domnul premier Marcel Ciolacu? Bine, acum, na, eu zic că este o uniune în cuget și simțire acolo la București. Deci m-am uitat ieri și nu știam dacă îmi curg lacrimile din cauza răcelii sau din cauza emoțiilor. Când mă uitam acolo, cum domnul, sau ieri sau alaltă, nici nu mai știu, domnul președinte Iohannis spunea, vai, zice, dar ce bine ați lucrat în echipă și de acum ce frumos, domnul Marcel, vă rog să continuați, să mergeți, să faceți. Așa că eu recunosc cum curgeau lacrimile, dar cred că era de la răceală. Nu știu sigur. Să lăsăm asta și să intrăm în subiect. Astăzi avem, eu am anunțat emisiunea ca fiind mai mult pe zona aceasta a partidului, pentru că nu m-am gândit la altceva. Dar dacă va fi nevoie să atingem și alte subiecte, le atingem în timpul emisiunii. Deci, președintele PNL Neamț, președintele PNL Piatra Neamț, la momentul rotativei. Eu sunt răcit. Vreau să vorbesc cât mai puțin ca să nu strănuți și să nu tușesc, să nu-mi curgă lacrimile. Și după aia să spună lumea că zice, mă, oare ăsta-i curge lacrimile din cauza rotativei a PNL-ului sau a răcelii? Mie îmi pare rău, dar nu am nicio batistă la mine. Am eu. Rotativa nu e doar a PNL-ului, rotativa e a coaliției de guvernare, PNL-PSD, adică nu deci, da, ne-am votit da, da, între da, noi. Da, da, da. Știți cum e cu rotația asta, deci e ca la butoiul cu varză. Nu știu cum e. Deci când pui varza la murat, știți, ea trebuie să stea un timp și ca să nu se strice, e o altă, trebuie să scoți moarea, să o stoi și să o miști acolo. Într-o continuă mișcare și îți pui suficientă sare, că dacă nu pui suficientă sare, se strică. Și atunci eu văd rotativa asta și guvernarea asta ca un butoi cu varză. Varza poate fi foarte sănătoasă, e bună pentru sănătate și moarea, dacă e făcută cum trebuie. Dacă cumva ceva se strică, nu îți sfătuiesc pe nimeni să deschidă butoiul cu varză. Am înțeles. Deci, cum stă PNL-ul în Neamț cu privind și spre mișcările care au loc la București. Deci organizare, etc. Vă rog. Da, domnul Bălănescu, mulțumesc frumos că mi-ați dat cuvântul. Rotativa e un lucru normal asumat de ambele părți de coaliție, de PNL și de PSD, ca să intrăm în direct din zona politicii mari, ca să spun așa, de la București. E un lucru asumat atunci când s-a format coaliția de guvernare PNL-PSD, la momentul respectiv făcea parte și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România.
ulterior, adică ajungem în prezent, unde mereu a înțeles să nu accepte oferta propusă de PNL și PSD și au ieșit din arcul guvernamental, renunțând la a avea două portofolii, două ministere, cedate de PNL și PSD pentru a fi în zona de guvernare. Așa fiind lucrurile, astăzi coaliția de guvernare e formată din cele două mari partide, principalul partid de dreapta din România, Partidul Național Liberal, și cei de la Partidul Social Democrat. Rotativa și crearea guvernului, până la urmă, acestei coaliții de guvernare a avut, din punctul meu de vedere, dar și a colegilor din Partidul Național Liberal, au avut câteva argumente solide. În primul rând, stabilitatea țării. Pentru că veneam dintr-o zonă cu probleme, o zonă care a traversat o perioadă pandemică urâtă, cu foarte multe probleme naționale, cu foarte multe probleme pe zona de sănătate, pe zona de economie. Veneam după o alianță cu cei de la USR, o alianță care a fost cu multe probleme, o alianță în care cei de la USR nu au înțeles că guvernează și înțelegeau că mai mult sunt în opoziție decât guvernează. Probabil s-au obișnuit prea mult cu opoziția și nu mai știau cum e cu guvernarea. Au blocat foarte multe proiecte ale Partidului Național Liberal, au făcut foarte multe greșeli în tot ce au însemnat scrierea PNRR-ului la momentul respectiv. Plus a culminat cu blocarea și ieșirea lor de la guvernare când PNL-ul a intrat cu proiectul național de investiții Anghel Saniu, un proiect cu sume alocate fără precedent din 90 încoace, cu peste 12 miliarde de euro bani care se duc direct în investiții pentru tot ceea ce înseamnă primar și consiliul județene, și aici vorbim de infrastructură rutieră, infrastructură apă și canalizare și rețele de gaz. Adică România întindeam prin acest proiect să aducem modernizare în satul românesc, în comunile din România și sigur acolo în orașe unde sunt probleme. Așa fiind, am traversat această perioadă, am ajuns la formarea unui nou guvern, ceea ce presupunea că cele mai importante forțe politice din România cu reprezentare în Parlament trebuiau să dea un guvern care să aibă stabilitate consistentă și o majoritate consistentă în Parlament, pentru că și pe plan internațional intrasem deja într-o zonă a războiului dintre Rusia și Ucraina, se intrase într-o zonă care se previziona la un moment dat de criză economică, ceea ce s-a și întâmplat, cu creșteri foarte mari ale tot ce înseamnă ale prețurilor, criză pe energie și lucrurile continuă, am avut mai multe crize suprapuse. De asta România avea nevoie de un guvern stabil care să ia măsuri bune, ferme, atât pe partea economică în România, pe partea socială, dar și care să confere o stabilitate în România într-un context internațional destul de nepotrivit, cu probleme la granița noastră de la nord-est. Și atunci, inclusiv cu partenerii strategici, cu Statele Unite ale Americii, cu partenerii din NATO și cu cei din Europeană, trebuia să facem dovada că România e un stat stabil, guvernabil. Așa fiind, asta a însemnat crearea acestei alianțe. Nu e o alianță din dragoste, nu e o alianță din iubire, că în politică nu vorbim de așa ceva. E o alianță pentru un interes mai mare decât interesul de partid, pentru un interes național care înseamnă, în primul rând, stabilitate și o bună guvernare. E un fel de căsătorie din interes. Sigur că da, e corect. Acum expresia. Eu sunt curios dacă există un contract prenupțial. Nu există un contract prenupțial. Știți cum e? Când e o căsătorie din interes, întotdeauna ții niște măsuri de siguranță. Domnul Bălenescu, siguranța în politică, în primul rând, e parteneriatul corect, încrederea și respectarea platformelor celor două partide, pentru că PNL-ul are vocație de dreapta în mod clar și aplică politici sau încearcă să aplice politici pentru ceea ce înseamnă mediul privat, dezvoltarea investițiilor și a economiei. Partidul Social Democrat are altă filozofie politică pe zona de stânga, pe o zonă mai mult de social decât de investiții. Revenind în zilele noastre astăzi, m-ați întrebat la un moment dat sau ați invocat dumneavoastră cât durează, cât de mare e încrederea și cum decurg lucrurile. Dacă la nivel național lucrurile sunt într-o etapă în care ambele partide au demonstrat maturitate politică și seriozitate respectând această rotativă, practic în urma acestei rotative nu s-a întâmplat un lucru dezastros pentru niciun din partide. PNL-ul a cedat funcția de prim-ministru, a intrat domnul Ciolacu ca președinte al PSD-ului în funcția de prim-ministru, iar PNL-ul, consider eu cât și colegii, obținem câteva portofolii extrem de importante cu impact național și de asemenea cu impact și local, și avem ministere de forță, Ministerul
dezvoltării care impactează tot ceea ce înseamnă investițiile în zona de UAT-uri, de primării și consilii județene, cât și reforme administrative. Avem Ministerul de Finanțe care impactează tot ce înseamnă politici bugetare, monetare și fiscale în România. Adică avem consistență adevărată în guvern, plus și celelalte ministere, justiție, externe, Ministerul Mediului, unde avem energia. Colegul al nostru, chiar din zona Moldovei, pe domnul Mircea Feche, un prieten bun și al meu și al lui Andrei de la Bacău, președintele PNL Bacău. Avem energie unde, iarăși, un nemțean cu origini din Neamț, mă refer la Sebastian Burduja, un ministru bun din punctul meu de vedere, care a demonstrat la Ministerul Digitalizării că poate să facă lucruri bune pentru țara noastră și un om cu viziune este ministrul la energie. Avem Ministerul de Interne, Cătălin Predoiu, Ministerul Educației, la fel cu Ligia Deca, Ministerul Culturii, adică PNL. Să nu uităm justiția. Am zis și Ministerul. Înseamnă că n-am auzit eu. Adică avem ministerii importante, atât pe plan care să zic că fac politici pe justiție sau pe educație importante, dar ministere de forță, care am spus mai devreme, care impactează tot ceea ce înseamnă plan administrativ și al investițiilor. Sigur, revenind în Neamț, și o să-i cedez imediat cuvântul colegului. Eu o să vă rog să vedem cum se vede rotativa din Neamț. Păi aici ajungeam și o să-i dau cuvântul imediat lui Andrei ca să explice și din punctul său de vedere la Piatra Neamț cum se văd lucrurile. Păi... Imediat termin. Încep imediat. În județul Neamț suntem într-o zonă în care nu ne-am dorit, nu am iubit niciodată pe cei de la PSD, venim după într-o eră imediată post-Arsene, după o guvernare județeană a Partidului Social-Democrat de aproximativ 9 ani, 10 ani, cam de prin 2014, așa, de când Dumnezeu să ierte Culiță Tărâță, n-a mai fost printre noi și nici președintele Consiliului Județean Neamț, PSD-ul a preluat fâiele Consiliului Județean Neamț și îl au și astăzi, în prezent, în 2023. Venind după o epocă în care PSD-ul a condus discreționar județul Neamț cu putere absolută și a făcut 1 milion de prostii. Lucruri proaste, foarte proaste și grave pentru comunități, pentru oameni și pentru ce a însemnat politica de dezvoltare a județului Neamț. Nu am avut în toți acești ani, 9 la număr, un plan coerent pentru turism în județul Neamț, decât vorbe și palavre și hărți arătate de Arsene prin birou, în care ni se povesteau lucruri fantasmagorice, dar nu s-a realizat absolut nimic din punct de vedere turistic, cu toate că Neamțul are un potențial uriaș pe zona de turism. Am avut un proiect care înseamnă 311 milioane de euro al POIM-ului pe APA SERV, pentru care impacta undeva în jur de 40 de localități de Neamț, apă și canalizare. Aproximativ 200.000 de oameni nu vor mai avea sistem modern sau sistem efectiv de apă și canal datorită incompetenței crase celor de la APA SERV și a Consiliului Județean Neamț. Avem un spital ars și un spital care a ars în 2020, secția de ATI, din păcate, și cu 10 persoane decedate, ceea ce înseamnă acea arată dezastrul din zona de sănătate lăsată de PSD și managementul precar și defectuos. Avem un pod prăbușit la Luțca, avem o infrastructură destul de jalnică în județul Neamț, cu toate că au fost garantat 50 de ani podul, infrastructura de acolo, podul s-a prăbușit. Astăzi, la mai bine de un an de când s-a prăbușit podul, autoritățile total nepăsătoare, incompetente, nu au făcut absolut nimic decât să nici măcar la momentul ăsta nu au definitivat licitația, care și-a e vreo 2 milioane și ceva de euro, adică e mai scump să scoți podul din Albia Râului decât lucrarea care a fost inițială de modernizare a podului. Da? Nici astăzi podul nu este scos, nici măcar licitația nu este terminată pentru scoaterea podului în Albia Râului Sret. Mă gândesc cu groază, vine iarăși toamnă, vine iarăși iarnă, același trafic deviat, aceleași riscuri în trafic prin ocolirea pe la Gâdinț. Nici nu vreau să mă gândesc când vor ajunge autoritățile, adică mă refer Consiliul Județean, să demareze SFPT și construirea unui pod nou, nici măcar sursa de finanțare. La partea de SF nu vă faceți probleme, există tot timpul. Există special. La SF-uri există. Ieri a fost în zona respectivă a podului Lusca președintele PSD, Vasilică Harpa, cu un domn mai în vârstă care îi place și acum, cu domnul Doru Conachi, care e directorul pe zona asta de investiții la CEJA, cu întâlnire cu primarii din zona de impact a podului Luțca,
Nu le-a spus nimic la oameni decât că podul să fie, urmeze să fie scos din Albia Râului, lucru care îl știm cu toții, dar să vedem și când se va întâmpla. Ei, oricum sunt bani dați și de colegii de la PNL, da? De colegii parlamentari care au dat sumele cuvenite la începutul anului per parlamentar, le-au dat și au direcționat prin HG pentru podul de la Luțca, iar restul le-a spus că nu am vorbit cu Marcel, asta a fost expresia, citesc din ce mi-au spus și mie cei care au fost de față, ca și cum domnul Harpa cu domnul Marcel să bat pe burtă așa, ceea ce nu cred că e cazul, și domnule, o să facem podul, avem, o să ne dea bani, am vorbit, totul e în regulă, dumneavoastră uitați-vă la pod, imaginați-vă că aici ca și făcut. Un lucru halucinant, adică bătaie de joc față de oamenii. După un an de zile s-a simțit și mai marile PSD să ajungă pe acolo prin zonă să le spun la oameni, dar nu la oameni, dar cu primarii lui. Nu la oameni, că n-am putut unde ne închipuiți cu 1000 de oameni să le explice, să aibă curaj, nu, cu primarii lui. Să le spună, domnule, lucrul, treaba e bună, treaba merge, o să aveți pot. Când, cum, bani, de unde, n-a mai spus nimeni. Doar vorbe goale. Pe plan județean, nu mi-am dorit și nu-mi doresc nici în prezent, nici eu, nici colegii mei din PNL să construim ceva cu PSD-ul, pentru că nu poți să construiești cu oameni care nu au pregătire, oameni care nu-și doresc, oameni rău intenționați, oameni care vând doar și hilarități pe de o parte, dar vând doar vorbe frumoase, ambalate frumos, vând mărgele, da, fac o butaforie, dacă vreți. Pun mărgele și le prezint oamenilor că sunt pietre nestemate, că sunt diamante. Cu astfel de oameni e greu, e foarte greu să construiești. Unul la mână și doi la mână, îndeletnicirile, obiceiurile proaste, de altfel, a lui Arsene, sunt luate mot-a-mot și puse în aplicare astăzi de continuatorii lui, care până mai ieri erau subordonați, astăzi sunt un fel de șef pe la PSD, dar sunt continuatorii acelorași politici destructive și care nu fac bine comunităților ale lui Arsene, mă refer la cei din PSD. Cu astfel de oameni e greu să construiești. Noi liberali avem altă mentalitate, altă vocație. Avem mentalitatea de a construi, de a dezvolta, de a face politici publice bazate pe realități, pentru oameni, pentru comunități și într-o bună și într-un echilibru al gestionării fondurilor. Păi, întrebați-le și o să vă spun, Andrei, ce înseamnă a atrage bani europeni, ce înseamnă a atrage proiecte într-o localitate, în municipiul Piatra Neamț, și uitați-vă în partea, în polul opus la cei de la PSD, care știu un singur lucru, FRB, Fond de Rezervă Bugetar. Când ne dați, domnule, bani de aia, mulți sau puțini, ca să putem să-i cheltuim cum vrem, când vrem. Uitați-vă la politicile PSD în ultimii ani din județul Neamț, situații de urgență. Milioane de euro, zeci, sute de milioane de euro, începând cu DN15 și continuăm cu foarte multe alte lucrări, inclusiv cele din pandemie. Domnule, bani mulți să vină de la guvern ca să-i dăm cu încredințare directă firmelor de casă. Întrebați-l în partea elaltă pe Andrei, care e vocația liberală, ce înseamnă să bați drumurile la București, să scrii proiecte și să aduci bani europeni. Da? Asta înseamnă domnule Andrei, liberală. Considerați că v-am întrebat. Dar înainte de a-mi spune despre proiecte, aș vrea să-mi spuneți cum se colaborează la nivelul coaliției de guvernământ în Piatra Neamț. Deci, vorbim despre o coaliție de guvernământ. Și aici trebuie să subliniem câteva din observațiile pe care le-a făcut George cu privire la ce înseamnă politica și cum trebuie să treci țara printr-o criză fără precedent. E nevoie de o guvernare stabilă și pentru asta voi sublinia care au fost principiile colaborării dintre PNR și PSD pentru a forma acest guvern. E vorba de maturitate politică, responsabilitate și construcție. În momentul în care sunt atâtea vulnerabilități și atâtea situații neprevăzute pe care nimeni nu ne-a învățat cum să le depășim, trebuie să facem față unor provocări având o abordare cât mai eficientă și profesionistă și să lăsăm încordările de, nu știu, partizanat politic deoparte. Mi-aș dori ca aceste elemente, ca această abordare, această atitudine de responsabilitate și maturitate politică să se regăsească și în Neamț, pornind chiar de la reprezentantul guvernului în teritoriu, care să aibă o poziție echilibrată, o poziție de construcție, de sprijin instituțional, către toate autoritățile
să depășească acele provocări care apar. Pentru că ne confruntăm așa cum fiecare familie are probleme pe care trebuie să le gestioneze, de la provocări financiare sau creșteri de prețuri, facturi și așa mai departe, la o scară mult mai mare, același lucru se întâmplă și la nivelul administrațiilor locale. Și în loc să vedem un sprijin real, îndrumare și colaborare din partea instituției prefectului, vedem nenumărate acțiuni de sabotaj. Acest lucru se întâmplă din cauza unor teme de partid. Pentru că uităm să lăsăm la intrare în instituție, să lăsăm abordarea politică. Bun. Haideți să o luăm altfel, domnul primar. Câte proiecte ale primăriei au avut sprijinul grupului PSD? Un sprijin formal pe unele dintre proiecte, pentru că ar fi absurd ca cineva să se opună proiectelor inițiate în Consiliul Local pentru demararea unor proiecte de investiții cu fonduri nerambursabile. Aici nu am avut, cred că niciodată, situații în care PSD să se opună vreunui proiect, vreunei solicitări de finanțare pe fonduri de la bugetul Uniunii Europene. Însă, avem nenumărate situații. Imaginați-vă câte lucruri se fac astăzi în oraș și câte aș putea face dacă ar exista o situație de sprijin sau colaborare sau măcar să ne lasă să ne facem treaba fără impedimente, fără opreli și fără bețe în roate. Am avut săptămânal întâlniri cu conducerea și echipa tehnică din APASEL pentru a debloca, știți prea bine, situația coridoarelor de mobilitate. Este cel mai greu lucru este să pregătești bugetarea, obținerea tuturor avizelor din spatele proiectului tehnic și apoi planificarea execuției, să scoți la licitație și să ai un constructor. În momentul în care am dat drumul la primul șantier, au și venit opreliștile în ciuda tuturor convențiilor pe care le-am stabilit de bun simț. Care sunt problemele, provocările de parte de rețele de apă? Traian și Decebal e cel mai complicat, ne-l asumăm noi primăria. Pe Mihai Viteazul și-a asumat APASERV-ul, Dimitrie Leonida este rețeaua cea mai nouă, face față, nu vom avea probleme în următorii 5 ani. După 2 zile de la demararea lucrării și predarea amplasamentului, e clar că a fost comandă. A fost o comandă politică. Nu știu dacă, nici măcar nu mă gândesc dacă a fost politică, dacă n-a fost o comandă de gașcă. Deci nu vorbesc aici. Deci dacă nu, cumva a fost o comandă de gașcă. Da. Dar asta a fost o situație care s-a întâmplat exact acum un an. Să vorbim despre o situație care se întâmplă astăzi. De exemplu, astăzi, tot din aceeași zonă politică, din informațiile pe care le am, imaginați-vă, săptămâna viitoare vor fi zilele orașului. Adică Piatra Neamț în sărbătoare, și n-aveți contract de și n-aveți posibilitatea să duceți gunoaiele din oraș la groapa de la Giro. Posibilitatea tehnică o aveți, nu aveți, nu răspunde nimeni la telefon, nu răspunde nimeni la telefon. Avem piedici din partea din informațiile pe care le am. La o anumită comandă, la un anumit apel, cel care operează groapa de gunoi de la Girov nu permite societății Brandner să ducă, să transporte deșeurile acolo. Deși are toate autorizațiile. Are toate autorizațiile și avizele necesare pentru a face asta. Asta este o problemă care trebuie discutată. Pentru că aici, de acum, ține nu numai de o încăpățânare și de un interes politic, ține de sănătate publică. Domnul Bănescu, meschineria politică a celor de la PSD, de asta spun că e foarte, foarte dificil, zic eu chiar imposibil, să faci o alianță cu niște oameni la Neamț care au o gândire periferică, care au o gândire destructivă. Păi, dacă plecăm de la tot ce a însemnat proiectul cu Telegondola sau foarte multe alte proiecte ale administrației PNL, Andrei Carabela la Piatra Neamț, bă, eu înțeleg să te opui să o joci politic. Poți să înțeleg treaba asta, poți să înțeleg că vrei să fii într-o zonă de negociere politică, poți să înțeleg și treaba asta, dar nu poți să te opui la proiecte care sunt vitale pentru orașul Piatra Neamț, care sunt extrem de importante, doar de dragul de a-l bloca pe primarul liberal Andrei Carabela și după aia să poți să ieși în presa aservită, să arăți cu degetul, să arunci cu noroi, să spui, uite domnule, n-a făcut primarul. Primarul, de să știe toată lumea, este ales al localității, dar în spate are un consiliu local format din mai multe partide politice și un număr total de 23 de consilieri la Piatra.
primarul ca să poată să conducă municipalitatea și să-și pună, să-și ducă la bun sfârșit proiectele, să le implementeze, are nevoie de o majoritate în Consiliul Local care să-l susțină, să înțeleagă proiectele, să le voteze și să le susțină. Ori, în cazul de față, se fac eforturi extraordinare și de 3 ani Andrei face aceste eforturi la Piatra să încropească și să țină acea majoritate într-o zonă PNL cu USR și încă vreo 2-3 colegi care au înțeles să fie raționali. În partea elaltă, alianța toxică condusă de PSD, de Florentina Moise și Adrian Niță, se opun cu abstenență la tot ceea ce înseamnă proiectele de dezvoltare a municipiului Piatra Neamț și după aceea sunt presa servită să arunce cu mizerii și cu noroi în Andrei sau în echipa colegilor de la PNL Piatra Neamț să spună, domne, nu așa, nu așa, nu se face. E simplu să stai pe margine, să crăpi semințe și după aia pe la care mugești să-i spui, bă, n-ai făcut bine, bă, n-ai făcut aia, mai mult să-l și încurci. Asta este PSD-ul astăzi la Piatra Neamț, un partid care blochează și conduce o alianță cu cei care sunt aserviți lor, o parte dintre cei care au reprezentare în Consiliul Local, o alianță toxică și negativă care nu fac altceva decât din răzbunare politică și vendetism politic față de Andrei și PNL, blochează proiectele importante pentru orașul Piatra Neamț. Ceea ce e noaptea minții. Ceea ce e o politică foarte, foarte prost înțeleasă. Mergând mai departe să uzezi de pârghile pe care le ai mai departe în Consiliul Județean, unde PSD-ul de altfel controlează lucrurile, de pârghile pe care pe zona prefecturii sau pe alte zone pe care le controlează, să ajungi în situația care o spunea domnul primar, să nu mai, să nu-i permis lui Bratan să ia gunoiul, să-l depozeze la groapa de gunoi de la Giro. Bă, frate, asta e o meschinărie împotriva, deci nu mai vorbim că e împotriva lui Andrei sau a PNL-ului, e împotriva unei municipalități, împotriva unui municipiu de peste 70.000 de locuitori, îți bați în condițiile în care operatorul gropii a trebuit să fie interesat, pentru că primește bani. Păi încasează bani de acolo. Dar asta e o bătaie de joc la adresa nemțenilor, celor din Piatra Neamț. Nu-ți bagi tu joc PSD condus de Vasilică Harpa și de Adrian Niță și de alți colegi de ai lor, îți bagi joc de 70.000 de nemțeni, de cetățeni din Piatra Neamț, că ai tu vendetisme politice în cap. Du-te, tata, și fă politică, du-te și adu proiecte pentru Piatra. Asta înseamnă să dezvolți Piatra Neamț. Înseamnă să aduci proiecte pentru Piatra. Asta face administrația liberală, asta face Andrei Caraberea. Că proiectele, unele dintre ele, sunt discutabile din punct de vedere a opiniei publice, că sigur înainte să termin să construiești, faci mizerie, dar sunt de acord. Am și eu nemulțumit când merg în trafic și văd că am ambuteiaje. Sigur, are și Andrei, cred că personal. Avem cu toții. Avem răbdare să se termine aceste proiecte și ulterior vedem dacă ele au schimbat viața în bine sau în rău. Sigur că sunt nemulțumiri pe zona de parcări. Sunt multe parcări care s-au desființat. Așa au fost scrise proiectele, nu s-au putut modifica. Andrei a avut curajul să ducă la implementarea acestei proiecte. Eu vă spun sincer, am avut discuții cu Andrei când a demarat acest proiect și a fost un tânăr ferm și curajos în care a spus, domnule, eu mi-asum aceste proiecte, chiar dacă au imperfecțiuni, o să le corectez ulterior, dar mi le asum și vreau să dezvolt Piatra Neamț. Pentru că varianta era să iei proiectele care într-adevăr au fost scrise de Olimpia Adam pe timpul lui Dragoș Chitic și puteai să renunți la ele. Andrei putea să facă act de renunțare. Spune, domnule, nu mă complic, sunt primar la primul mandat, nu vreau să am discuții foarte multe pe mandatul meu de prim de 4 ani și bă, renunț la el, îl dau deoparte și văd eu ce îi face. Dar nu a avut curajul de determinarea să intre abrupt și să facă acest proiect. Dacă îmi permiteți, tocmai am primit o informație interesantă la cineva care chiar este în sistem. Mă rog, în sistemul ce înseamnă curățenie. Este dat ordin ca Bradner să nu fie primit la ordin, la Girov și să lăsăm gunoi un oraș. Ce e acest ordin? Nu știu, să vedem. Să lase gunoi în oraș, să-l țină în curți. Garda de mediu a primit ordin să amendeze Bradnerul săptămâna viitoare. Mai departe nu pot citi, pentru că dacă este așa ceva, dacă este așa ceva... Așa ceva, eu vă rog și chiar insist la dumneavoastră să... După încheierea emisiunii, acest mesaj sau aceste informații se dau celor de la DNA. Dar nu, eu sunt convins că cei care mi-au trimis aici au transmis lucrurile astea. Eu chiar rog pe acești oameni să facă sesizare pe acest aspect la Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial, la parchet, la Neamț, la poliție, pentru că asta înseamnă un abuz de putere, pe de o parte, în formă
urâtă care îl fac cei care dau astfel de decizii sau impun astfel de decizii. Este o formă total neagreabilă față de, și de bătaie de joc casă față de locuitorii din municipiul Piatra Neamț. Cum adică să blochezi tu ducerea gunoiului din Piatra ca oamenii să stea cu gunoiul? Pe mine în toată chestia asta mă interesează dacă cei de la Garda de Mediu într-adevăr au primit o asemenea indicație și dacă da, și-o vor face, pe ce bază o vor face? Verificăm și noi treaba asta, pentru că avem și noi colegul nostru Andrei Corlan, care e cu rang de secretar de stat, este președintele Gărzii, este comisarul general al Gărzii de Mediu pe România și chiar am să-l întreb să vedem dacă există și să verifice la Piatra Neamț ce se întâmplă cu cei de la Garda de Mediu. Este o problemă foarte importantă, dar revenind la discuție, asta e metoda PSD-ului și de a înțelege să facă politică pentru Neamț și pentru cei din Piatra Neamț. Mă uitam acum ceva timp, în lună, în urmă, Andrei cred că are din 21 de unități școlare cu PJ, cu personalitate juridică, cred că ai 10, nu? Pe proiecte în renovare, în modernizare. Adică jumătate din școlile din, și liceele din Piatra Neamț au intrat în mandatul lui Andrei Carabelea în modernizare. Și PSD-ul, prin vocea lui Niță, prin vocea lui Florentina Moise, iese și acuză și îl acuză pe Andrei în mod total nejustificat, domne că nu-i bine, domne că nu-i bine. Dar cum e bine, mă, oameni buni de la PSD, să nu faci nimic, să mergi pe stradă să bași capul în toate pozele, unde vezi că-s 2-3 oameni, să bași capul într-o poză, fără a face nimic, doar să faci o poză. Omul ăsta aduce proiecte de la București, a adus câteva zeci de milioane de euro în Piatra Neamț în cei 3 ani de mandat, da? Nu s-au mai făcut lucrări de atâta învergură, cred că în ultimii 20 de ani în Piatra Neamț și nici într-o localitate din județul Neamț, din cele 83, și tu stai și crăpi semințe toată ziua la PSD, acolo la sediu, nu faci absolut nimic decât să blochezi, așa, și după aia când vezi că s-au adus banii, că au demarat lucrări, că se întâmplă lucruri în Piatra Neamț, bă, vii și critici că nu-i bine. Da. Cum e bine, mă, să nu faci nimic? Trebuie să faci o politizare. În timp ce noi vorbeam, am primit de la unul dintre responsabilii de la Bratner, unul chiar la nivel înalt de acolo, care spune să nu-și facă griji nimeni, în oraș nu lăsăm gunoiul, îl colectăm și îl vom ține la noi în curte, la Bratner, și ne asumăm amenda dacă se va întâmpla lucrul acesta. Deci, nu e normal. Știu că nu este normal, dar ei au spus acum că nu vor lăsa pe perioada următoare zile orașului gunoiul, în oraș îl vor strânge. Și eu înțeleg economia politică și gândirea absurdă pe care o au probabil cei care îi consultă pe cei de la PSD, că încurcându-l pe primar vor câștiga alegerile. Da, trebuie să fie o limită. Aduceți-vă aminte situația cu parcările, cu lucrările de pe coridoarele de mobilitate sau de pe proiectele telegondola, de care a vintit așa, telegondola, și acum situația cu gunoiul. Nimeni nu poate să câștige alegerile în felul ăsta. Puncte electorale, pe necazul oamenilor. No, eu citeam acum mesaje care vin și, cum să spun, dacă le elimin pe cele pro și contravizibile, lumea este, dom'le, haideți totuși, hai să ne apucăm să mai și facem ceva, să nu vorbim. Deci, păi, cam asta e ideea. Păi da, asta am subliniat și eu, că Andrei și administrația liberală din Piatra Neamț și din Neamț au făcut lucruri și fac lucruri în continuare. Era mai simplu pentru Andrei să nu aibă critici din partea concetățenilor din Piatra Neamț, să stea frumos deoparte, dom'le, aia nu, aia mai lăsăm. Nu, era așa. Lăsați ca anul ăsta plătim datoriile. Da, stătea deoparte și plătim datoriile. Am avut o moștenire. Aveam toate scuzele pentru a spune, sigur, nu putem să ne apucăm de asta pentru că nu avem bani, trebuie să plătim datoriile din urmă, au crescut costurile, avem utilitățile foarte mari, luminatul public plătim de 3 ori mai mult. Aveam enorm de multe scuze pentru a justifica absența proiectelor și a șantierilor din oraș. Dar iată, cu toate provocările, impedimentele, greutățile pe care le avem, astăzi sunt mai multe șantiere ca oricând și le ducem pe toate la bun sfârșit și avem și un cash flow, cum nu a mai avut vreodată stabilitate financiară, cum nu a mai avut vreodată Piatra Neamțul, tocmai pentru că am început să gestionăm foarte bine proiectele și de acolo să ne tragem gura de oxigen de care avem nevoie pentru aceste lucrări. Acum că dânsul este primar și avem în Piatra Neamț, vreau să întreb totuși, haideți, eu tot nu mă explic și în fiecare emisiune tot întreb și tot nu mă explic. Cum este posibil să ai bani, să ai
tot ce îți trebuie și să nu și să întârzie lucrări. Eu asta nu pot să înțeleg. Sunt întârziate 6 din 65 de proiecte. Vă pot spune, adică cunosc foarte bine situația fiecărui proiect în parte. Și vă putem spune care. Avem o societate contractată în timpul fostei administrații, unde am avut, nu știu, naivitatea să cred, da, cea cu parcurile, unde au greșit și sunt în întârziere impardonabilă pe 4 dintre lucrări, pe toate cele 4 lucrări pe care le-au contractat, pe vechea fost pe timpul certificat din acela trebuie dat. Cu siguranță acolo ajungem și deja se plătesc penalități pentru fiecare zi de întârziere. Nu mai avem cum să tolerăm acest comportament. Deci 4 dintr-un foc. 4 din cele 65 de proiecte sunt la o singură societate care a dat greș pe 4 proiecte, pe toate contractele pe care le-a avut și are și obrăznicia de a participa la majoritatea licitațiilor pe care le scoatem doar din dorința de a ne încurca. Unul dintre proiectele mele de suflet este încurcat tocmai de una dintre contestații acestei societăți. Dar nu este nimic. Le ducem pe toate la bun sfârșit și le finalizăm în acest mandat 100%. Cu toate impedimentele și blocajele pe care le întâmpinăm. Și întârzieri, de data aceasta obiective, pe ceea ce înseamnă coridorul de mobilitate Traian și Decebal, unde am avut o serie de situații în aprovizionarea cu țeavă pentru conducta de apă. Nu putem începe lucrările pe carosabil, la asfalt, înainte de a avea țeava montată. Da, oamenii ăștia lucrează acolo? La pod au început, la pod am văzut. Au început să se toarne deja în cel târziu la sfârșitul lunii august. Dacă lucrurile merg bine, vom avea podul de la spital funcțional. Ca să reușim să recuperăm din întârzierile pe care le avem astăzi, am solicitat o discuție cu executantul pe partea de carosabil. După ce vom avea varianta la 4 benzi complet funcționale de la bretele de la 1 mai până la gară, suntem dispuși să închidem pentru o săptămână, cât ar dura lucrările de frezare, ridicare a capacelor și turnarea stratului de binder, pentru o săptămână. O săptămână se închide ce? Se închide ce? Se închide Bulevardul Traian. E o ipoteză. Anunț încă de pe acum, după zilele orașului, dacă într-o săptămână în care suntem convinși că vremea va fi bună și va permite executarea acestor lucrări, după ce vom avea finalizate lucrările pe variante și vom avea 4 benzi. Da, am înțeles. Ca să le dați front de lucru. Să aibă front de lucru și să ne putem mișca cu rapiditate. După care facem probabil același lucru și pe Decebal. Dar întâi să vedem cum funcționează traficul, ce se întâmplă. Am înțeles. Da, este un interes deosebit pentru emisiune. Lumea vrea genul ăsta de emisiune în care nu este un singur interlocutor. Este un interes deosebit și din discuții putem vedea cum merg lucrurile. Dar asta nu se întâmplă numai în Piatra Neamț, din câte știu eu, că sunt probleme și prin alte părți. De-aia spun, eu reușesc foarte, foarte greu să-mi dau seama care este, cum să vă spun eu, logica funcționării unei coaliții. De fapt, am întrebat lucrul ăsta și când au fost cei doi președinți de partid în Piatra Neamț. Care este logica funcționării unei coaliții la nivel național și jos în Neamț? Că în alte părți să înțeleg. Nu le da. Care este logica după care funcționează? Adică eu să fiu, nu mă ajută fizicul și nici mintea, să fiu Ciolacul sau să fiu așa, sau alt președinte de partid, să spun, stați un pic, ceva nu e în regulă. Domnul Bănescu, și când a fost 2012-2014 guvernarea unui social liberal, USL-ul, cunoaștem, în care lucrurile, să zic, erau mai avansate decât sunt astăzi, că așa arăta alianța atunci, nici atunci nu a existat discuții sau obligativitate din partea conducerii centrale față de organizațiile locale, filialele județene,
de a închide alegerile în tandem cu PSD-ul. Adică acolo unde s-a dorit și unde a existat convenția părților, au candidat pe listă comună, că vorbim de consilii județene, de primării, municipii sau alte localități, acolo unde nu a existat acea chimie, unde nu a existat disponibilitate, da, și a existat dezbatere politică, au candidat cele două partide pe liste separate, care a fost mai bună câștigată. Așa va fi și în 2024, probabil, acolo unde, dacă va exista o politică centrală în care Partidul Național Liberal își va dori să candideze în anumite zone pe liste comune cu PSD-ul, sigur, bănuiesc că pot să o și facă într-un cadru legal pentru alegeri, iar în zonele în care sau județele în care nu există acea compatibilitate de a candida împreună, cum e Neamțu, vom candida pe liste separate. Nu vă ascund, am primit și eu tot felul de mesaje, nu scrise, ci prin diversi domni de prin județul Neamț, care, domnule, ar fi bine să fiți la un moment dat împreună, că poate domnul Harpa mai lasă de la el, poate mai puneți dumneavoastră, nu mă interesează. Nu facem alianță la nivelul județului Neamț cu un partid toxic, un partid care luptă împotriva, înțeleg, să ducă lupta politică la alt nivel, în loc să lupte în tranșeile politice, să zic așa, ei luptă răzbunându-se pe oameni. Ceea ce spunea Andrei Carabelea mai devreme, că se întâmplă în Piatra Neamț și nu se întâmplă de azi, de ieri, se întâmplă de câțiva ani de zile. Bun, dar mi-e greu să... Dar eu aș genera totuși o discuție și tare m-aș bucura odată, da, să reușim să facem o discuție în platou, nu știu, cu un reprezentant al PSD. Eu aș spune măcar așa. Eu aș spune așa. Dom'le, eu înțeleg că luptăm politic. Da. Dar dacă luptăm politic, nu puneți candidatul pe care vreți să-l promovați voi la oraș într-o funcție în care să pună piedici administrației. Luați-l, puneți-l la partid și dacă mă permiteți, vreau să, deci puneți-l să se lupte, dați-i posibilitatea să lupte în consiliu, adică nu din afară, nu mi se pare o luptă cinste, și aici aș discuta cu PSD-ul să pun lucrurile. Nu știu, eu zic că... Aici depinde de instrumente. Din punctul meu de vedere, lupta politică este una firească. Aia trebuie să se întâmple prin soluții, prin a comunica sau a veni cu niște propuneri prin care să cucerești, să câștigi încrederea oamenilor. Nu sabotându-l pe celălalt și nu încurcându-l. Asta spun și eu. Deci, domne, ne batem în săbii politice, ne batem în segeți politice, ne batem în cuvinte politice, în idei, în programe, când e cazul. Da? Bă, dar hai să o facem totuși să nu sufere lumea. Și dintr-o parte și din alta. Că eu nu știu care-s realitățile. Sau, de multe ori mă fac că nu știu. E simplu și se vede din satelit, domnul Bărănescu. Cu parcările. Situația de blocaj de 3 luni a fost generată de atacarea în contencios a hotărârii de Consiliul Local. Doar prefectul putea să blocheze, exact. Și a fost persoana, să zicem, nepotrivită, la locul nepotrivit, în momentul nepotrivit. Într-un moment în care noi gândisem o reformă care să funcționeze, aveam totul curgea și într-o perioadă de maxim 3 săptămâni, 4 săptămâni, orice întârziere în contractare s-ar fi rezolvat, ne-a blocat 3 luni cu atacarea în contencios și am reușit să deblocăm doar pentru că am scos societatea Parking din incompatibilitatea de a îi încredința direct contractul. Pentru că altfel, cine știe cât ar fi durat povestea cu parcările. Situația cu... uitați-vă câtă neîncredere se propagă în jurul proiectelor de modernizare a orașului, tocmai din dorința de a crea panică, îngrijorare și o înverșunare împotriva acestor proiecte. Din ce direcție vin toate aceste semnale? Din aceeași direcție, PSD. Eu nu cer decât un lucru. Eu n-am făcut nicio acțiune de sabotaj, nici la adresa prefectului, nici la adresa inspectoratului școlar, la adresa niciunei instituții. Pe mine mă interesează să facem treabă, cred că se vede cu ochiul liber, că singurul lucru care ne motivează în această
dinamică este dorința de a lăsa ceva pentru oraș. Bun, primesc un mesaj, că bravo tată, asta e cheia, tu partid, oricare ai fi, nu flutura candidatura la primăria unui candidat ce poate bloca activitatea curentă a primăriei numai ca să adune puncte electorale. Dar nici dumneavoastră să nu vă victimizați foarte, să nu exagerați cu victimizarea. Dar n-am exagerat. Deci este un punct, nu, deci cam asta este ideea. Oamenii cu capul pe umeri, asta judecă. Hai să vedem. Nu discutăm alte lucruri, dar măcar aici putem să... Hai să nu blocăm proiecte. Și eu și Andrei și marea majoritate a echipei, așa cum ne propunem să arate în 2024, mă refer colegi primari, consilier local, consilier județean, suntem o echipă tânără și dinamică. Suntem oameni care dorim să facem lucruri, să construim, nu să blocăm. Asta este scopul, deviza noastră, a mea, al lui Andrei, a colegiului liberal. Se poate, facem lucruri, dezvoltăm, aducem proiecte, nu vrem să blocăm și nu vrem nici să ne lamentăm în a spune, domnule, nu pot din cauză că, uite, mă plâng din cauză că nu știu ce a făcut domn prefect, nu știu ce a făcut alt domn de prin altă instituție condusă sau patronată de PSD. Mergem înainte, cu greu, cu piedici, cu tot felul de șicane, cu tot felul de blocaje pe care cei de la PSD ni le pun, cu tot felul de obstacole, dar mergem înainte, că asta e vocația noastră a liberalilor, să mergem înainte să rezolvăm lucruri. Că de-aia oamenii ne-au dat încredere să facem lucruri și ne-au dat încredere pentru a demonstra. Asta e clar, că echipa noastră nu dorește nici să se lamenteze, nici să se plângă în mod deosebit de blocajele adversarilor politici, dar trebuie să și spunem lucrurile astea. Bun, ca oamenii să le conștientizeze, să le cunoască. Pentru că în 2024, domnul Bălănescu, avem nevoie pentru a continua proiectele, atât în Piatra Neamț, cât a ne pune în practică și proiectele pentru județul Neamț, vom avea nevoie și de susținere și de încrederea oamenilor, a cetățenilor din Piatra și din județul Neamț, pentru ca Andrei la Piatra să aibă majoritate confortabilă în Consiliul Local, să poată să-și ducă proiectele la, și să le materializeze, să le ducă la îndeplinire. La fel, la nivelul Consiliului Județean Neamț, vom avea nevoie de crederea cetățenilor pentru a avea o majoritate confortabilă, pentru a reuși să implementăm proiecte. Pentru că vorbim de un spital nou județean, care este un proiect extrem, extrem de important pentru județul Neamț. Vorbim pentru Piatra Neamț de drumul expres, Piatra Neamț-Bacău, care să alinieze piatra la rețeaua infrastructurii mari de autostrăzi din România și este nevoie cel puțin pentru mediul de afaceri în mod deosebit. Vorbim de dezvoltarea și un parteneriat strategic care să-l facem Piatra Neamț cu Consiliul Județean Neamț pentru dezvoltarea municipiului Piatra Neamț, dar și a unei întregi zone, dacă vorbim Piatra Vicaz, Dureu, Borca, da, da, și coborâm spre Târgu Neamț de a dezvolta turismul în Neamț. Avem o zonă extraordinar de frumoasă. Județul Neamț este mai frumos decât foarte multe alte județe, dar din păcate suntem codași în clasament la atragerea de turiști, la dezvoltarea turismului, datorită lipsei de politici pentru zona de turism. Iar orașul Piatra Neamț este perla județului, ca să spun așa, iar de aici încolo trebuie să gândim dezvoltarea turismului în municipiul Piatra Neamț și să-l interconectăm cu zonele de lac Vicaz, cu zonele de munte și cu zona ținutului istoric al Ion Creangă și a mănăstirilor din județul Neamț. Pentru toate lucrurile astea și multe alte proiecte avem nevoie de stabilitate, avem nevoie ca oamenii să aibă încredere în ceea ce spunem, în ceea ce facem și să avem majorități în Consiliul Local și în Consiliul Județean pentru a putea face lucruri. Altfel e greu să faci, câtă bunăvoință ai avea eu sau Andrei, când vezi că zi de zi ești sabotat, ești blocat, ești sabotat, ești blocat. Dacă n-ai avea aceste blocaje și sabotaje, lucrurile ar fi mers mult mai repede și într-o direcție clar bună. Bun, eu acum aștept un semn de... Divin. Nu, de, cum se spun, de bună credință. La modul foarte serios vorbesc. Aștept un semn de bună credință să văd, așa cum, țineți minte, erați prefect și eu am spus în emisiune, poate ar trebui să declarați stare de, nu mai știu cum am spus, necesitate, de necesitate sau cu apa la Roman când era situația. Da, dom'le, eu vreau să văd un gest astăzi că se implică autoritățile statului în rezolvarea problemei cu gunoiul. Dacă Bradner are toate avizele și autorizațiile necesare ca să transporte gunoiul din Piatra Neamț la Girov, care este groapa județului, da, nu este groapa lui bunica, lui nu știu care, corect, așa, de la Brumăzești, nu mă interesează de unde, la bare, la cum o fi, nu mai știu. Bunica, cred că o fi la Brumăzești. Da, da. Deci nu, chiar nu. La bare. Deci, sincer, nu mă interesează asta. Mă interesează să se rezolve problema. Și dacă
are toate avizele. Și cei de acolo nu răspund pentru că e weekend, atunci cred că ar trebui un desant administrativ acolo. Și văzut. Ca să nu mai vorbim de alte lucruri care se întâmplă în jurul depozitului de gunoi. Ați uitat din enumerarea aia a moștenirii Arsene și problema gunoiului. Ați uitat-o, pentru că aia e pe zona 1. Și în care și eu stau și mă întreb acum, nu vreau să dau idei nici domnului primar, nici altora, dar stau și mă întreb dacă toată povestea asta cu pierderea autorizației la depozitul din Piatra Neamț nu are și o altă conotație. Pentru că eu n-am auzit în lume să ai un depozit conform, autorizat după toate regulile, pe un proiect care a trecut toate barierele și la vremea aia erau bariere mult mai multe ca acum. Și care să aibă încă capacitate de stocare și tu să nu poți stoca acolo pentru că ai piedici birocratice și probabil multe dintre ele și întemeiate, dar care se pot rezolva, mie mi se pare un act criminal. Criminal la adresa unui comunități, adică noi am băgat Piatra Neamț în zona 1 când avea depozitul propriu și a acceptat Piatra Neamț să intre în zona 1. Deci putea să nu intre atunci. Înțeleg că asta e decizia celor de la Agenția de Protecție a Mediului. Pe mine nu mă interesează a cui este. Deci pe mine nu mă interesează. Eu înțeleg că Agenția de Protecție a Mediului are niște reguli. Dacă cei de la PM au făcut un abuz, eu nu vorbesc de abuz. Eu vorbesc de altceva. Eu vorbesc de altceva. Dacă există dovezi în sensul ăsta, că cei de la PM... Eu nu vorbesc de abuz. Eu vorbesc de altceva. Eu vorbesc de o chestie în timp. Pentru că lucrul ăsta nu este de acum. Asta nu e de acum. El este mai de mult. Adică 2 ani de zile am putut pune că nu erau toate conforme. Deci nu erau toate conforme și aici domnul primar poate să confirme că erau niște lucruri pe care le-au moștenit la primărie și care e foarte greu să le îndeplinești. Dar de ce cei de la mediu și ceilalți care erau nu s-au dus în 2018-2019 să aplice legea așa cum trebuia aplicată? Atunci. Asta nu știu să vă răspund, probabil deci, că sunt chestii tehnice. Și atunci, care... și atunci vorbim despre un cumul de factori care a adus la situația asta. Deci, eu revin, n-am auzit încă ca o groapă să se închidă până nu e conformă. Conformă. Dar se și depășește capacitatea. Primesc, uite, am și eu informatori. Citat din contractul cu Rosal, s-ar putea să fie aici cheia. În cazul în care contractul va rămâne fără obiect, prin epuizarea spațiului de depozitare a deșeurilor, autoritatea contractantă va plăti concesionarului, cu titlul de despăgubire, o sumă egală cu valoarea profitului mediu lunar realizat de aceasta pe toate lunile deja executate din contract. Jumătate din valoarea totală a profitului. Deci, valoarea profitului mediu lunar realizat de acesta pe toate lunile executate din contract înmulțit cu lunile rămase până la încheierea efectivă a contractului, conform prevederilor acestuia, perioada în care spațiul de depozitare a fost epuizat. Nu știu, o să analizăm, să vedem. Revenind la discuția noastră, de fapt tot ce am spus eu este, domne, haideți un pic să ne uităm în instituțiile statului. Degeaba, la nivel național, există bună înțelegere. Degeaba se fac proiecte locale dacă instituțiile statului sunt folosite de multe ori pentru a bloca sau a pune bețe în roate, folosind prevederi legale, rețineți. Folosind prevederi legale. Deci nu poți să spui, domnule, că au încălcat legea. Avea dreptul prefectul să atace în contencios o hotărâre? Da, dreptul avea. Da. Avea, deci eu de asta vă spun, folosim pârghii legale până la limită ca să blocăm comunități. Mie asta nu mi se pare normal. Și poate asta ar trebui discutat
la nivel național în coaliție. Și poate chiar vă îndemn să faceți asta. Domnul Bănescu, ne batem cu armele, nu ne batem. Facem lucrurile cu la neamț, cu arme proprii, cu bună credință. Și repet, reiterez ce am spus mai devreme. Suntem oameni tineri, oameni ambițioși, oameni care vrem să facem lucruri în comunități, oameni care aducem, știm să lucrăm cu proiecte europene, cu fonduri, care vrem să atragem investiții în județul Neamț, respectiv în municipiul Piatra Neamț. Nu ne blocăm de piedicile care le pun ori domnul Niță, ori alți domni de pe la PSD, domnul Harpa sau alții politice și meschinăria lor afectează societatea și afectează populația. Mergem înainte, știm ce avem de făcut, nu vrem altceva decât ca cetățenii să ne înțeleagă, să aibă încredere în proiectele pe care Andrei le are în implementare la Piatra și celelalte care urmează, să aibă încredere că avem vocație să construim, să dezvoltăm, nu vrem să punem piedici, nu vrem să încurcăm pe nimeni, doar vrem să ne facem treaba, să fim lăsați să construim și să avem suportul cetățenilor. Că acel suport se va materializa în 2024, când, repet, o să avem nevoie de o majoritate în Consiliul Local Piatra Neamț și o majoritate în Consiliul Județean Neamț. Și, repet, sunt proiecte, multe dintre ele în curs de finalizare. Astăzi, multe dintre ele, proiectele lui Andrei, urmează să înceapă. Dar avem și proiecte extrem de importante care trebuie materializate în Piatra Neamț și aici vorbim de Spitalul Județean și de Drumul Expres. Astea două sunt proiecte obligatorii. Care și care nu se pot face decât în colaborare. Da. Și trei la mână, dezvoltarea municipiului Piatra Neamț pe o zonă de brand turistic. Nu spun că nu s-au făcut pași, nu spun că Andrei nu a făcut pași, dar trebuie să venim cu lucruri concrete. Păi am deblocat acum un an de zile, cred că mai puțin de un an de zile, Andrei, în Consiliul Local Piatra Neamț. Eram împreună cu Andrei la o dezbatere publică acolo cu reprezentanții partidelor politice și a societății civile pe de altă parte, când vorbeam de telegondolă. Și cu mare mândrie, Florentina Moise, președinta PSD Piatra Neamț atunci, a anunțat că a vorbit cu cineva la București, cu șeful de la Arii Protejate. Și că are un răspuns de acolo. Nu se poate, asta spunea, nu se poate pe cost la proiectul pe care vrea să-l, și care în continuare vrea să-l demareze Andrei, dar cu mare bucurie pe chipul ei anunța, că, cred că era și dumneavoastră la dezbaterea, domnul Bănescu, am eu crezut că anunță că domnule, am fost la București și am deblocat o situație, am găsit o soluție. Nu. Președinta PSD Piatra Neamț s-a anunțat de față cu toată lumea și cu reprezentanții Horeca că a găsit un răspuns. Nu se poate. Uitați, doamna Florentina Moise, că acel nu se poate și blocajele pe care Florentina Moise l-a anunțat cu mare fală, uitați că se poate. Pentru că se poate că ne-am întâlnit cu cei de la Arii Protejate, am găsit acolo un om echilibrat, un bun profesionist, pe domnul Carnariu, care s-a discutat, am discutat și la alte agenții care țin de structura de mediu din București și deblocăm situația. Legal, corect, adică deblocăm. Andrei, împreună ca reprezentant administrației publice locale, deblochează situația. La Piatra Neamț, ca pe Cozla, să se poată construi normal, corect, legal, respectând legea ariilor protejate. Sigur că, da. Și să dea destinație pe Cozla pentru turiști. Deci se poate. Dacă vrei și ești tenace și insiști și cauți pârghii legale, se poate. Dar e mai greu să poți, e mai greu să spui nu. Adică e mentalitatea aia funcționarului public de tip socialist-comunist care orice îi cere spune nu. Nu se poate. Bă, dar ai luat hârtie, ai studiat-o, ai văzut, ai găsit pârghii legale, ai găsit varianta să se poată. Că ideea este să rezolvi problemele oamenilor. Nu să le spui cum nu se poate. Ideea să le spui că se poate și să le cauți formula legală. Asta e mentalitatea noastră a liberalilor. Vis-a-vis de mentalitatea altora care le au până în brațe. Cu nu în brațe nu dezvolți, nu câștigi, nu faci nimic. Cu se poate încerci să faci lucruri și uitați că și în Piatra Neamț lucrurile, eu zic că merg într-o direcție bună astăzi. Chiar dacă mai sunt, și aici o să vorbească Andrei, de parcări și de alte lucruri care sunt neajunsuri la proiectul de mobilitate și de modernizare, dar care Andrei, împreună cu specialiști din primărie, am discutat și împreună, are soluții și lucrurile trebuie să se materializeze cât de repede pentru a rezolva și neajunsurile. Dar prima dată trebuie să termine asta, pentru că nu poți. Rog pe Andrei să discute, să intre în detalii, că le știe mai mult mai bine. Sigur. Vom intra și în detalii pe toate vulnerabilitățile pe care le recunoaștem, ne le asumăm și... Și am discutat mai mult eu la începuturi, țineți minte. Da. Cunoaștem situația parcărilor și a locurilor de joacă care, din punctul meu de vedere,
sunt două dintre cele mai reprezentative probleme vizibile și deranjante probleme ale municipiului Piatra Neamț din cauza unei atitudini de indiferență care s-a perpetuat în timp față de aceste probleme. Erau și altele, punțile pietonale. Din 5 punți pietonale, 4 sunt în execuție și la una avem provocări pentru că nu găsim un executant care să își asume această lucrare cu procedură tehnică și cu toate soluțiile tehnice din contract. Dar vreau să închei referindu-mă acum la contextualizând situația și concluzionând în felul următor. Toate greutățile prin care trecem astăzi și provocările prin care trecem astăzi, sau cea mai mare parte a acestor provocări, sunt determinate de faptul că ne aflăm într-un an preelectoral. Anul viitor va fi un an extrem de important, cu 4 runde de alegeri, în care fiecare se pregătește să intre așa cum crede de cuvință că poate să-și mobilizeze electoratul. Unii încearcă să blocheze primarul ca să-l facă, să-l scoată drept vinovat în fața comunității, că de aia nu s-a întâmplat aia, că de asta sunt problemele astea și așa mai departe. Noi nu avem această gândire. PNL își caută să-și maximizeze punctele tari, aturile, și față de anul 2020, când am candidat pentru prima dată, când am fost pentru prima dată prezent în fața unei confruntări electorale și iată că soarta m-a făcut învingător, atunci am intrat fără a avea o muncă și echipa. Și munca, echipa, sigur, bineînțeles, o întreagă, a fost un efort foarte consistent din partea unei întregi echipe. Însă la ce mă refer este că atunci nici PNL nu avea aturile pe care le astăzi și voi spune în felul următor. Eu nu aveam experiență politică, nu aveam deloc experiență administrativă, mă motiva doar să las ceva în urmă și să fac niște lucruri concrete pentru orașul meu. Echipa era cumva vulnerabilizată de o serie de fărâmițări interne. Le cunoașteți, știți prea bine, pe care a fost liberat și așa mai departe. Noi nu mai avem aceste provocări astăzi și nu mai avem situația de a se întâmpla același lucru. Din potrivă, avem foarte multe aturi. De data aceasta vin cu experiență acumulată, câștigată. Am învățat să depășesc multe provocări. Am avut curajul și poate chiar o doză de nebunie să demarez proiecte mulți oameni nu le dădeau absolut nicio șansă, dar iată că lucrurile se întâmplă. Și mai avem un altul foarte important. Candidatul PNL pentru președinția Consiliului Județean este George Lanza, care, față de momentul în care am candidat eu prima dată, George are mult mai multe aturi. Are experiență juridică, care în administrație contează foarte mult, are experiență administrativă foarte valoroasă, pentru că a fost consilier local, viceprimar, prefect, e în politică secretar de stat. Deci a activat pe toate palierele administrative și cunoaște foarte bine ceea ce înseamnă administrație și lucru pe proiect. Știe să coordoneze echipe, este un bun manager, asta o arată experiența de 2 ani de când este președintele PNL Neamț. Și acesta este contextul în care PNL reușește să mobilizeze oamenii pentru a se pregăti pentru campania de anul viitor. Noi nu băgăm bețe roate nimănui. Îi lăsăm pe fiecare să se pregătească și să-și lingă rănile după plecări sau refugieri prin locuri exotice. Noi ne vedem de treaba noastră, construim și încercăm să învățăm din propriile greșeli, că suntem conștienți de ele, și încercăm să ne conturăm un proiect pentru viitorul județului și al orașului. Am înțeles viziunea asta constructivă. Cum stați la partid cu venirile? Tocmai am publicat pe Mesagerul, am văzut colegii au publicat în timp ce eram în emisiune, un comunicat al dumneavoastră. Da, Partidul Național cu Carmen Mihaela Bota. Da.
care a intrat în PNL. E un om de afaceri. E un om de afaceri, ieri împreună cu... Și dacă îmi dai bine seama, va fi viitor candidat la Dobreni. Da, e managera, ea împreună cu soțul ei, sunt oamenii care au construit de la zero și au făcut un marketing deosebit din punct de vedere managerial și mă refer pe zona privată. Au locația care cred că va fi cunoscută în județul Neam și nu doar, are Valea Celor 12. Împreună cu Andrei, nu doar ieri, și în trecut ne-am întâlnit cu doamna Mihaela, am avut mai multe discuții, nu doar pe neapărat pe teme politice, cât pe teme ce țin de managementul ei de la respectiva locație, Valea Celor 12, relația cu primăria Piatra Neamț și pe zona de turism, cred că sunteți împreună într-o formă de asociere cu primăria Piatra Neamț. Da, intrat în organizația de management a destinației turistice Piatra Neamț. Ceea ce este o bucurie pentru noi, că este și o validare a noastră și este prima entitate din afara municipiului care a aderat la organizația de management a destinației. Ceea ce înseamnă că proiectul e foarte bun vostru al primăriei și locația foarte ok, femeia foarte, doamna Mihaela, foarte ambițioasă, o femeie dinamică, luptătoare, care a reușit prin forțe proprii în privat. Sunt convins că, așa cum am cunoscut-o, cu gândirea ei pozitivă, cu gândirea ei de management, 100% va face performanță în administrație, 100% se va bate cu șanse reale la Dobreni și acolo, cred că știe toată lumea, a scris dumneavoastră presa, branduri întregi, pagini întregi despre trăznăile pe care le face și blocajele pe care le face acolo și vendetismul și răzbunările pe care le face primărița de la Dobreni împotriva oamenilor de afaceri și a oamenilor simpli acolo care au curajul să nu fie cu ea. Sunt convins 100% că la Dobreni PNL-ul va câștiga, iar Mihaela Buta va face o figură nu bună, ci foarte bună în managementul administrației locale. Pentru că, ce spuneam, nu mă pot abține, managementul ăsta al PSD-ului de a fi împotrivă, nu se poate, blocăm, nu este doar la Piatra, domnul Bălănescu, asta vreau să subliniez. Că la Piatra, da, Andrei se confundă cu treaba asta, dumneavoastră presa a acordat o atenție deosebită municipiului Piatra Neamț și normal, dar aceste acte de sabotaj, de blocaj, de a opri dezvoltarea lucrurilor și de a se răzbuna pe oameni care au tupeul, curajul să nu fie de acord cu unii PSD-iști, local șefi, gen Dobreni, gen Târgu Neamț, doamna inspector care a fost dat afară, mătrășită de cupleta Vasilică Harpa, Florentina Moise, că a avut curajul să-i spună domnului Harpa, domnule, nu-i bine și nu-i frumos domnul Harpa, așa, de la obrazii, să confiști evenimentul folc ca unor mici copii, să te bagi acolo cu capul în poză tu cu domniță și cu domnul la bătân de placeje. Bă, nu-i bine, nu dă bine, că oamenii acolo, mii de oameni au venit să vadă un spectacol al copilor, să te audă pe tine discutând politică și băgând capul în poză pe acolo. Au venit pentru alt motiv oamenii. Și pentru asta, doamna Preda a fost dată afară în două zile, curățată, ca la comuniști înainte, de această cupletă. Harpa, cum o cheamă? Florentina Moise. Și lucrurile astea și exemple de genul ăsta continuăm foarte multe alte localități în care vin oameni și ne spun, domnule, nu am curaj să fac aia, nu am curaj să mă afișez cu dumneavoastră, nu am curaj să iau, chiar dacă nu-mi convine starea de lucru, nu am curaj să spun, să mă exprim. Păi de ce? Păi o dă pe soția afară, că lucrează la primărie, la Târgu Neamț. Păi eu lucrez la școala nu știu care, de nu dau nume, că își dau oamenii seama și pe aia chiar o să sufere. Dar nu, că lucrez la școala nu știu care, că fiimea sau fiimii lucrează la ISJ, că Nora lucrează nu știu unde. N-am curaj, domnule, sunt cu dumneavoastră, vă susțin. Dar n-am curaj, că mă dau afară, domnule, sunt răzbunător. N-am curaj, că am cârciumă acolo, am magazin dincolo și îmi trimit controle. N-am, domnule, curaj. Dar vă susțin, sunt cu dumneavoastră, că m-am săturat până aici în gât de o presiune politică la care sunt supuși foarte mulți oameni de primarii PSD sau de liderii PSD în anumite localități, dar stau oamenii, probabil că 2024 va arăta că zona asta a ajuns la un nivel de saturație maxim și oamenii vor răbufni și vor sancționa astfel de comportamente abuzive politic ale PSD-ului la vot, pentru că glonțul de aur, alegătorul și omul îl are la vot, votul, ștampila. Să ne oprim aici, la ștampilă și la vot.
Dar nu mergem în Ucraina, nu suntem cu glonțul adevărat, mă refeream într-un sens... Lăsați că vină ei la noi, nu trebuie să mergem noi la ei. Da, dacă vin doar ucrainienii, asta Dumnezeu mai, să-i ajute. Mai vin și ape, mai vin și resturi de la un baraj, avem destule, mai vin, mai vin cereale cum care sunt ele... Da. Care tranzitează mai ideea, și rămân. Ideea, domnul Bănescu, că bănuiesc că ne apropiem de final. Am și depășit timpul cu mult. Asta nu e rău, înseamnă că am avut sau ați avut, sau împreună am avut împreună. Eu închei prin a spune că suntem într-o echipă frumoasă, într-o echipă tânără și energică în județul Neamț, atât la Piatra Neamț. Andrei Carabele are toate șansele și toată susținerea Partidului Național Liberal și a colegilor să fie candidatul Partidului Național la primăria municipiului Piatra Neamț în 2024 și cred 100% că va fi un primar nu la fel de bun, ci mai bun, pentru că vine și cu un bagaj de experiență în plus în 2024 și sunt convins că concetățenii din Piatra Neamț, care, eu știu, în decursul timpului au mai avut supărări normale, justificate, nu spune nimic că nu, care au mai avut, eu știu, lucruri care i-au deranjat în activitatea primăriei sau în activitatea publică a lui Andrei sau a noastră, a liberalilor, vor avea maturitatea să înțeleagă că dorim să facem lucruri, să dezvoltăm, să construim, nu vrem să blocăm, ci să facem lucrurile astea pentru municipalitate, pentru oraș și pentru oameni. Când nu face Andrei Carabelea proiect de modernizare urbană pentru el acasă, ce face pentru Piatra Neamț. Nu a salvat telegondola pentru el, că se plimbă el cu telegondola, ci pentru turism și pentru Piatra Neamț. Școlile care au intrat în modernizare, parcurile care vor intra în modernizare, toate aceste obiective nu le face Andrei pentru el sau noi liberalii pentru noi, ci le facem pentru că asta e vocația noastră de a construi și le facem pentru municipalitate. Consider că echipa PNL Neamț este nu bine pregătită, ci foarte bine pregătită pentru a aborda alegerile din 2024. Avem foarte mulți oameni de afaceri care se înscriu în Partidul Național Liberal, oameni care vin spre noi și nu doar că se înscriu în PNL, ci preiau organizația acolo unde PNL-ul înregistra rezultate dezastroase în anii precedenți, 2020-2016 la alegeri. Astăzi avem printre cei mai buni oameni de afaceri în acele localități care au preluat organizațiile, sunt președinți, își construiesc echipe pentru a aborda alegerile din 2024, pentru că s-au săturat de acea stare a lucrurilor în care totul e gri, totul e cenușiu, nu se poate, totul e blocat, totul e greu și nu ne dezvoltăm. Sunt localități în care vin banii europeni, vin milioane de euro, sunt localități care sunt în uitare, sunt în beznă, pentru că de acolo administrațiile publice locale nu au mentalitatea de a construi, nu au vocația de a aduce proiecte și de a moderniza. Eu vă asigur că echipa Partidului Național Liberal, eu, Andrei, restul colegilor și mai tineri și oameni cu experiență, avem toată determinarea de a construi lucruri bune, de a aduce proiecte în județul Neamț pentru nemțeni, pentru pietreni și pentru a dezvolta și aduce județul Neamț acolo sus, acolo unde este locul. Eu vă mulțumesc frumos și dau cuvântul în încheiere domnului primar, așa e și normal. E, și după domnul primar o să fac eu încheierea. Vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Da, lucrurile pentru noi sunt foarte clare. Din punctul meu de vedere și eu astăzi și oricând pot recunoaște în fața pietrenilor anumite erori sau vulnerabilități pe care încă nu am reușit să le rezolvăm, dar le conștientizăm și avem o gândire de a le rezolva, soluționa pe toate, fie că ne referim la parcări sau locuri de joacă. Nu suntem în deficit doar pentru că astăzi sunt coridoarele de mobilitate, ci pentru că pe perioadă foarte îndelungată de timp nu s-au luat măsurile firești necesare pentru a rezolva aceste probleme. Dar dincolo de toate acestea, avem foarte multe proiecte în pregătire, tocmai pentru a da continuitate proiectelor de modernizare a orașului și toate aceste proiecte au nevoie de o colaborare interinstituțională de care astăzi, din păcate, nu avem parte. Ne pregătim pentru a avea un final de mandat cât se poate de eficient, să corectăm toate acele mici neajunsuri pe care nu le-am putut rezolva până acum și să pregătim cu viziune și cu profesionalism proiectele pentru administrație performantă și modernă. Eu zâmbeam că am primit o poză cum va arăta Marcel Ciolacu peste 6 ani la o emisiune
de produse culinare. Da, nu pot să... E o poză care m-a făcut instantaneu să zâmbesc. Da, în concluzie, eu ce am reținut? Avem o echipă unită, liberală, la Neamț, care merge mai departe. Că există proiecte care trebuie susținute, ele vin dinspre zona dumneavoastră, dar trebuie susținute de toată lumea. Că poate se va găsi inteligența necesară să discute ca să elimine blocajele pe asemenea proiecte. Asta am zis-o eu și poate se va găsi soluția necesară. Am o mulțime de întrebări de la oameni care trebuie să vi le transmit, în special la zona primăriei, că aici e așa. De exemplu, o întrebare care vine: cu cât va crește tariful la gunoi, care va trebui să o explicați cumva după calculele care se vor face. Suntem într-o negociere cu Brandner. Nouă ne-au comunicat care este impactul transportul către, către Girov. Am și anunțat public o estimare prealabilă în urma primelor discuții pe care le-am avut. În momentul când se fac calculele, nu vom depăși sau va fi undeva în jurul valorii de 15 lei pe persoană. Am înțeles. Numărirea. Și rămâne a fi, acum este undeva la 11 lei. Am înțeles. Deci, revenind la dar ce spun... Dar rămâne mult sub nivelul celorlalte orașe și da. Sub asta mediul urban. De exemplu, la Târgu Neamț este 19,97 de lei. E mai scump altul. Nu. Acolo colectează Rosalul, cel care opera la dumneavoastră depozitul. Depozitul și de gunoi. Ce angajament mai meu acum în fața pietrenilor? Vom căuta cele mai eficiente soluții pentru a crește gradul de reciclare. Pentru că menținând sau crescând cât mai sus da, gradul de reciclare, nu mai crește prețul. Vom gestiona mult mai eficient și vom lăsa chiar mai scade prețul. Deci, continui cu concluziile. Eu sper ca să existe acum o minte limpede care să se implice în rezolvarea acestei probleme pentru binele pietrinilor care pot vota peste la anul în cunoștință de cauză. Și mă opresc aici pentru că am depășit cu mult timpul, ne apropiem de ora 10 și mai sunt și alte lucruri astăzi. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Mă bucur că emisiunile de genul acesta cu doi interlocutori sau trei pe probleme concrete țin trează atenția telespectatorilor și așa, ele, așa ar trebui făcute. Am mai încercat când am făcut și cu primarul de la Roman și tot așa a fost am mai avut genul ăsta de emisiune și întotdeauna oamenii au fost interesați. Și de asta poate mai reușim să facem genul acesta de emisiuni pe probleme cât se poate de concrete. Vă mulțumesc pentru participare, vă doresc o zi bună și pentru răbdare celor care ne-au urmărit. Mulțumim.